Vulturii se adună împreună. Bună dimineața, fraților și surorilor mele! Vulturii se adună cu adevărat în jurul mesajului de pe casete. Suntem în 24 iunie 2023. Iată-l acum pe fratele meu, pastor, profet și prieten, fratele Joseph Branham. Dragă mireasă cuvânt cu cuvânt, niciun profet, niciun apostol nu a trăit vreodată în niciun timp, în vremuri ca cele pe care le trăim noi acum. Acesta este sfârșitul. Stâlpul de foc s-a întors înapoi. Stâlpul de foc care a condus pe copiii lui Israel, același unul care l-a dobărât pe Saul pe drumul său spre Damasc, același unul a venit cu aceeași putere, făcând aceleași lucruri și descoperind același cuvânt, rămânând cuvânt cu cuvânt, cu Biblia. Toate tainele ascunse i-au fost descoperite lui. Ați observat toate tainele? Nimic nou, nimic lăsat pe din afară. Nimic nu va fi descoperit de altcineva. Toate au fost descoperite celui de-al șaptelea înger mesager al său și ne-au fost date nouă miresei sale pe bandă. Este tot ceea ce are nevoie mireasa. Remarcați din nou, tot ceea ce are nevoie mireasa. Ceilalți au nevoie de alte lucruri și acestea le sunt date. Dar ceea ce avem noi, nevoie a fost înregistrat și ne-a fost dat pe bandă și aceasta ne dă credința de răpire. Noi suntem biserica pe care Domnul Dumnezeu i-a dat-o. Acesta este sediul central al Lui. Aici este locul în care El ne-a spus să rămânem. Nu este o clădire, ci benzile. Noi suntem acel grup de oameni care cred, care sunt flămânzi și care se țin de fiecare cuvânt. El ne-a spus să stăm aici și să privim piatra albă, granitul, cuvântul de pe benzi. O voce din cer i-a vorbit și i-a spus: adu hrana, depozitați-o înăuntru. Aceasta este singura modalitate de a-i ține aici, este să le dăm hrană. Nu a spus să caute altceva sau că ar urma să fie noi descoperiri venite de la altcineva. Priviți la această hrană depozitată pe bandă. Rămâneți acolo. Dar la fel cum a făcut în toate visele pe care El le-a descoperit, unii au luat-o pe acolo, unii au luat-o pe un drum, iar alții pe altul. Foarte puțini au rămas și au privit la ceea ce El le spusese. Acum comparați chiar aceea cu celelalte visele. Aceasta a fost o vedenie. Hrana, ia-o aici. Acesta este locul. Ea nu putea fi mai clar decât atât pentru mireasa sa. Aceasta a fost o viziune, nu un vis, ci o viziune. Hrana este aici. Benzile. Acesta este locul. Benzile. Noi facem exact ceea ce ne-a spus să facem. Ascultăm benzile. Va fi nevoie de o descoperire spirituală pentru a înțelege aceste lucruri. Va fi nevoie de o descoperire spirituală pentru a crede și a înțelege tot ce ne va spune El în această duminică. Va fi un timp glorios pentru mireasă. Sunt atât de multe lucruri pe care Dumnezeu
ni le spune și ni le descoperă în acest mesaj. Aș vrea să copiez citat după citat și să vi-l dau vouă, dar știu că El vă va descoperi fiecare bucățică vouă, pentru că aceasta este ceea ce El a spus că sunteți. Aceasta este biserica pe care Domnul Dumnezeu mi-a dat-o. Aici este sediul meu. Aici este unde stau eu. Pentru că este un grup de oameni aici care cred și sunt flămânzi și țin tare. Noi suntem acel grup care este înfometat și care se ține tare. Mulți ne înțeleg greșit și își bat joc de noi. Dar asta este în regulă. Noi îi iubim și ne rugăm pentru ei. Dar vrem doar o voce care să ne conducă. Iertați-mă, dar trebuie să vă dau acest citat. Când El începe să sune, taina va fi sfârșită. Acum observați, atunci este timpul pentru glasurile celor 7 pecezi din Apocalipsa 10 să fie descoperite. Înțelegeți voi? Când toate tainele cărții s-au terminat și Biblia a spus aici că El va sfârși tainele. Cine va sfârși tainele? Pastorul tău? Un grup? Eu? Al șaptelea înger mesager, William Marion Branham. Nimeni înainte, în timpul sau după El, El va sfârși tainele. Acesta s-ar putea să fie timpul sfârșitului. S-ar putea să fie timpul ca curcubele să străbată de-a lungul cerului și o veste din cer spunând, nu mai este timp. Dacă este să ne pregătim, prieteni, să-L întâlnim pe Dumnezeul nostru. Da, Doamne, vrem să fim pregătiți să Te întâlnim. Vrem să facem tot ce putem. Vrem să fim în voia Ta perfectă. Te rugăm, spune-ne, Tată, ce ar trebui să facem pentru a fi pregătiți? A fost o mulțime de hrană strânsă înăuntru acum. Să facem uz de aceasta, să facem uz de aceasta acum. Îți mulțumesc, Tată, pentru hrana pe care ai lăsat-o pentru mireasa Ta și pentru descoperirea acesteia. Ne folosim de ea în fiecare zi. Mă rog pentru iertare pentru bisericuța mea aici, la care Tu m-ai trimis jos să o conduc și să o călăuzesc. Binecuvintează-i, Doamne, am făcut după cum vedenile și visele și lucrurile au spus, astfel. După cea mai bună cunoștință mea, am strâns înăuntru toată hrana, cum am știut pentru ei, Doamne. Orice este, Doamne, noi suntem ai Tăi. Mulțumim, Doamne, Tu ne-ai spus încă o dată, Tu ai lăsat toată hrana de care aveam nevoie pentru călătoria noastră. Abia aștept să ascult. Este acesta semnul sfârșitului, Domnule? 6-2, liniuță 1-2-3-0-E. Cu fiecare dintre voi, duminică la 12 după amiază, ora locală în Jeffersonville, ora 19 în România. Știu că lucrurile ne vor fi descoperite ca niciodată înainte. Aceasta ar putea fi ultima dată când o ascultăm. Dacă aceasta este ceva ca să ne facă de cunoscut cum să intrăm în credința de răpire? Este așa? Vom alerga noi să sărim peste ziduri? Și este ceva gata ca să se întâmple și aceste trupuri bătrâne stricate, josnice, vor fi schimbate? Pot să trăiesc să văd aceasta, o Doamne? Este atât de aproape că eu o voi vedea? Este aceasta generația? Domnilor, frații mei, ce timp este? Unde ne aflăm noi? Fratele Joseph Branham. Cu aceasta se încheie scrisoarea de la Tabernacul Branham. Nu a fost aceasta minunat? Amen.
Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze și shalom. www.brahamtabernacle.org www.svfellowship.info